Sunteți la Sălășanul TV? Parte era o țară minunată, Iupilandia. Era o țară fermecată, plină de copii, cu mult soare și cântec, unde ploaia venea doar să se joace cu soarele și să picteze împreună curcubeul. Acolo, în țara celor mici, a luminii și a copiilor, trăiește Elabela. Și Elabela a venit aici la voi pentru a porni într-o aventură de neuitat cu toți prietenii ei. Îi primiți? Ziua, prieteni! Bine ne-am reîntâlnit, la mulți ani! Cum v-ați distrat? Bine? Bine! Mă bucur! Și astăzi o să ne distrăm împreună, pentru că noi toți continuăm ziua copilului. O să pornim într-o aventură, o să ne distrăm, dar sunteți bine? Da! Sunteți veseli? Da! Sunteți pregătiți de spectacol? Da! Ia să văd! Cine e pregătit să se ridice în picioare? Începe muzica, începem să dansăm, să ne distrăm, continuăm ziua copilului. Haideți, prieteni! Batem din palme! Ia să văd eu cine știe să cânte, să danseze cu Elabela. Bravo, prieteni! Uite câte fetițe de Elabela avem aici! Bravo! Eu sunt Elabela, asta vreau să știți. Bravo! Eu sunt Elabela, asta vreau să știți. Am un chip de soare, râd în gura mare. Eu sunt Elabela, vreau să știți. Cântă aia, iupi, iupia. Cântă Elabela, iupia. Cântă aia, iupi, aia, iupi. Cântă Elabela, iupia. Am codițe, două și cercei. Papion la gât ca un băiețel. Mi-a călcat rochița, mi-am spălat bluzița. Colorată sunt ca un curcubeu. Cântă aia, iupi, iupia. Cântă Elabela, iupia. Cântă aia, iupi, aia, iupi. Cântă Elabela, iupia. Poate și voi. Într-o casă mică locuiesc. Într-o casă mică locuiesc. Cu o curte mare, un curcubeu și un soare. Doar multe prieteni, mulți mă îndrăgesc. Cântă aia, iupi, iupia. Bate. Cântă Elabela, iupia. Și bate.
iubi, aia iubi, cântă Ela Bella iubia. Câmpul este verde și sunt flori, păpădii și fluturi zburători. Albastră este zarea, lumea colorată din care Ela Bella a venit. Cântă aia iubi, iubia. Batem și strigăm. Ole! Cântă Ela Bella iubia. Batem și strigăm tare. Ole! Cântă aia iubi, aia iubi. Cântă Ela Bella iubia. Eu sunt Ela Bella, asta vreau să știți. Eu sunt Ela Bella, asta vreau să știți. Am un chip de soare, râd în gura mare. Eu sunt Ela Bella, vreau să știți. Și acum toți. Cântă aia iubi, iubia. Cântă Ela Bella iubia. Cântă aia iubi, aia iubi. Cântă Ela Bella iubia. Cântă aia iubi, iubia. Cântă Ela Bella iubia. Cântă aia iubi, aia iubi. Cântă Ela Bella iubia. Foarte frumos. Mă bucur că cunoașteți cântecelul, dar vreau să vă spun ceva. Azi noapte am avut un vis. Am visat că plutesc peste mări și țări. Iar în visul meu am întâlnit o mulțime de comori. Ela Bella, doar plutați adevărați? Peste mări și țări și găsesc comori. Fluturașule, flu-flu. Știi că e chiar ciudat, dar același vis l-am avut și eu. Am găsit chiar și o hartă și am mers pe urmele ei. Și ghici ce era, Bella? Am câștigat mult, mult galbe. Fluturașule, flu-flu, păsărică, cip-ciri. Ce bine îmi pare că sunteți alături de mine. Dar știți ce mă gândesc eu? Ce bine ar fi dacă am porni toți, toți, într-o aventură, să fim pirați adevărați, să cântăm, să ne distrăm și pe deasupra să umplem cufărul cu galbeni. Hmm? Ea, Bella, eu cred că doar un pirat adevărat ar putea să ne ajute. Să ne facă pirați în echipa lui. Dar cine ne-ar putea ajuta? Cine? Piratul Guangă? Da. Cine? Din Ahoy, mateloți! Vreți să fiți pirați în echipa mea? Da. Cine e? Super! Ca să începem aventura, hai să spunem parola piraților! Toți! Hai, hui, hai! Hai, hui, hai! Încă o dată! Hai, hui, hai! Cine a fost? Chiar! Înseamnă că Jake ne-ar putea ajuta? Chiar! Acum toți suntem pirați pentru că facem parte din echipa lui Jake. Ia uitați-vă ce puternici suntem toți. Toți suntem pirați. Ha, ce bine! Fluturașule Fluflu, păsărică Cip-Cirip, toți suntem pirați pentru că facem parte din echipa lui Jake. Iupi! Vine Jake? Vine Jake? Opa, opa, rățule! Oh! Opa! Oh! 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 Ai, ai, ai! Opa, 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 opa! Oh, mită! Opa! Ah! Mă rog, copilat! Piratule! Piratule cu hangă! Ei, fetelor, cum sunteți? Ce bine pare că vă văd! Cred că am fost urmărit de cineva. Nu știu cine, dar am fugit. M-am speriat foarte tare. Am auzit că vreți să porniți într-o aventură. Păi dacă porniți într-o aventură, aveți nevoie de mine și de Bubu, prietenul meu. Piratule Guangă, sigur avem nevoie de tine. Ne place de tine, ești simpatic, dar puțin întârziat. Dar avem nevoie de tine. Piratul Jack e de neînvis. Îi frică de soare, nici de întuneric. Pornește în luptă cu ochii închiși. Piratul Jack Zizgongă e de neînvins. Adevărat. Da, stați un pic, că eu cred că l-am pierdut pe Bubu. Bubu? I-am fugit, Bubu? Dar Bubu a rămas în urmă. Oare unde o fi? Hai să-l strigăm. Voi îl știți pe Bubu? Știți pe Bubu? Nu știți pe Bubu?
Păi, unde e Bubu? Hai. Dacă l-ați văzut... Unde-mi unde? Spate? Haideți să-l strigăm, el cred că se pierde întotdeauna. Bubu, hai să strigăm, strigăm. 3, 2, 3, 2, 1 și... Bubu! Încă o dată. Bubu! Sunt aici! Bubu! Împreună cu mine, da. Elabela și cu piratul Guangă veți porni în aventură și am adus cu mine o hartă. Dar ține invers. Nu e bună harta, așa. O hartă care ne poate ajuta să strângem mulți galbeni. Wow! Să umplem cufărul, să ne îmbogățim și să vedem ce facem cu comoara. Dar... Bubu, te descurci? Oh, Bubu! Oh, Bubu! Așa. Și harta ne poate ajuta să scăpăm de pericole? Oh, dar ce multe pericole se văd pe... O țin la mine harta, dacă... Bine, ține la tine, piratule Guangă. Ai grijă de ea, pentru că numai așa vom putea umple cufărul cu galben. Știu să fug foarte bine. Ei bine, dar ca să înceapă aventura, trebuie să spunem toți, dar toți parola piraților. Și, haideți, mânuțele în față. Parola piraților, așa. Și. Și spunem așa și voi, da? 3, 2, 1 și... Hai, hui, hai! Încă o dată, încă o dată. Toți tare! Hai, hai, hui, hai! Și acum putem porni în aventură? Da, intrăm toți într-o bărcuță. Uite așa. O bărcuță. Da. Și începem să navigăm cu bărcuța pe mare, să vedem unde ajungem. Atențiune. Mânuțele, uite așa. Mânuțele. Și începem să navigăm. Haide. Am navigat în larg cu o bărcuță mititică. Am navigat în larg cu o bărcuță mititică. Și nu se știe, și nu se știe spre ce tărâm am navigat. Peste 1, 2, 3, 4, 5, 6 săptămâni. Peste 1, 2, 3, 4, 5, 6 săptămâni. Acea bărcuță, acea bărcuță, acea bărcuță naviga. Iar acum ne uităm toți cu binoclul să vedem la distanță, haideți! Am navigat în larg cu o bărcuță mititică. Am navigat în larg cu o bărcuță mititică. Și nu se știe, și nu se știe spre ce tărâm am navigat. Peste 1, 2, 3, 4, 5, 6 săptămâni. Peste 1, 2, 3, 4, 5, 6 săptămâni. Acea bărcuță, acea bărcuță, acea bărcuță naviga. Iar acum ne pregătim să vâslim. Mânuțele apropiate, haideți prieteni. Uite așa începem. Povestea-i aceeași, povestea-i aceeași, bărcuța pe mare naviga. Am navigat în larg cu o bărcuță mititică. Am navigat în larg cu o bărcuță mititică. Și nu se știe, și nu se știe spre ce tărâm am navigat. Cântăm toți peste 1, 2, 3, 4, 5, 6 săptămâni. Peste 1, 2, 3, 4, 5, 6 săptămâni. Acea bărcuță, acea bărcuță, acea bărcuță naviga. Iar acum de plin. Povestea-i aceeași, povestea-i aceeași, bărcuța pe mare naviga. Și mai repede. Suntem foarte aproape să ajungem la mal. Cine poate mai repede? Am navigat 6 săptămâni. 6 săptămâni. A fost greu. Nu știu, copii, cum a fost? A fost greu? Nu, așa e, nu. Chiar a fost plăcut. Dar stați un pic, că eu am un binoclu magic să mă uit unde am ajuns. Ia să vedem. Auleu! Am ajuns pe o insulă destul de periculoasă.
prieteni, ateloți! Dar piraților adevărați nu le e frică de nimic, nu-i așa? Copii, nu-i adevărat? Nu? Vă e frică? Nu! Nu! Aoleu, dar ce se aude? E vântul? Și dacă e vântul, vine furtuna? Și dacă vine furtuna, cine poate fi? Turbini! Trebuie să scăpăm! Păi, cum să facem? Piratule Goangă! Am o idee! Hai să încrucișăm toți degetele și atunci poate scăpăm de turbini. Haideți, prieteni! Țin așa! Pleacă turbini! Nu vrem să vii, parcă se aude din ce în ce mai tare! Aoleu! Eu nu vreau... Voi vreți să vină turbii? Vreți? Spuneți, vreți? Nu, nici eu nu vreau să vină. Pleacă turbii, pleacă. Ba, nu pleacă. Numai harta ne poate ajuta să scăpăm de turbii. Haideți, prieteni, la hartă. Hai să vedem. Harta ne poate ajuta. Nu înțeleg. Dacă țin eu, să vină. Așa. Aici, pe hartă, se văd trei cartonașe. Vino, te rog, să văd și copii. Se văd trei cartonașe și aceste trei cartonașe ne-ar putea scăpa de ploaie, de turbii. Dar, prieteni, unde sunt cartonașele? Fluturașule Fluflu, sunt la tine? Nu sunt la mine. Păsărică Cipcirip, cartonașele sunt la tine? Nici la mine. Piratule Goangă, sunt la tine? A, nu, 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 la mine nu sunt. Cartonașele sunt la mine! Am aici trei cartonașe. Dacă ghicim împreună ce este pe cartonaș, putem scăpa de turbii sau de ploaie. Ia să vedem. Pe primul cartonaș avem o... Chitară! Putem să scăpăm cu o chitară de ploaie sau de turbii? Putem? Cântăm la chitară și poate nu ne mai plouă. Nu, Ela, Ela. Pe al doilea cartonaș avem un... Și putem scăpa cu un crocodil de turbi sau de ploaie? Nu! Crocodilul ne mănâncă și nu ne mai plouă. Nu putem. Putem scăpa așa dacă ne mănâncă? Nu, nu, nu. Un crocodil este mult mai periculos decât turbi. Aveți dreptate. Și atunci ce ne poate scăpa? Al treilea cartonaș este o... O umbrelă. Cu o umbrelă putem să scăpăm de ploaie? Ela, Bela? Chiar! Dacă ne adăpostim toți sub umbrelele colorate, turbii o să creadă că vine curcubeul și o să dispară, n-o să se mai audă nimic. Haideți, prieteni, poate să vină ploaia! Chiar, să vină ploaia! Suntem pregătiți! Super! Bravo!
Uite așa, curcubeul ne-a salvat. Am scăpat de ploaie, adică am scăpat de tunete, am scăpat de vânt, nu se mai aude nimic. Auziți ceva? Nu. Și asta înseamnă că toți am câștigat doi galbeni! Unde punem noi cu galbenii? Îi punem în cufăr. Îi punem în... Opa! Ela Bela! Sunt foarte îndemânatică, de fiecare dată mi iese orice. Gata! Am pus galbenii în cupăr. Ah! Salutul! Iupii! Ela Bela, dar doar doi galbeni nu sunt de ajuns pentru a umple cufărul. Așa da. Este! Doar harta ne poate ajuta să găsim mai mulți galbeni. Așa că, prieteni, haideți la hartă! Da, ia să vedem, să vedem! O, iată, uită, pe hartă se vede un pericol. Pericol? Este un râu. Un râu? Asta înseamnă că trebuie să traversăm un râu. Trebuie să traversăm un râu. Dar... Copii, copii, cum putem traversa un râu? Cu bărcuța! Cu bărcuța, păi da, acum... Cu bărcuța? Ah. Alte idei. Cu ce? Cu vaporul. Cu vaporul, păi de la bărcuță la vaporul. Cu vaporul? Vaporul. Nu? Alte idei? Să notăm? Corabia! Corabia! E prea complicat să construim un pod, să construim o corabie, sau să notăm, e periculos. Știu eu, am o idee. Ce-ar fi să ne folosim de umbreluțe și să traversăm râul împreună cu umbreluțele? E o idee bună? Ar putea fi, nu-i așa? Haideți, prieteni, în picioare! Ce facem? Alinierea la dreapta, mâinile pe umăr și la semnalul meu începem. 1, 2, 3 și... Stop! 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 Încă o dată! Stop! 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 Uite! Am trecut râul! Mulțumesc și pentru asta! Am traversat râul și asta înseamnă că noi toți am câștigat încă doi galbeni! Iuhu! Aplauze, prieteni! Și bineînțeles, când prietenii mei câștigă galbeni, pirații ce fac? Se distrează și dansează, nu? Yeah. Haideți să ne distrăm! Să se distreze cu noi, să se ridice în picioare. Începem să dansăm, să ne simțim bine. Și vremea tri-li-li, când bani vom strânge, tricot, tricot, tri-li.
Aoleu, dar ce se aude? Ceva straniu și periculos îmi aud urechile. Auziți și voi? Ce se vede? Vino! O ceată întreagă de animale și pe noi! Animale! Ce ne facem? Știu eu! Zi, să ne uităm pe hartă! Bubu, mi-ai furat și lipitul din foc! Trebuie să scăpăm de pericol! Uite! Pe doar harta ne poate ajuta! Se vede o maimuță! O maimuță! Ce putem face cu o maimuță? Dacă ne imită! Stai! Ce putem face cu o maimuță? Adică noi trebuie să scăpăm de pericol și harta ne arată că există o maimuță. Ce facem? Cum putem? Ne ascundem de maimuță. Să facem cum? Nu, Ela, știu eu! Dacă facem ele se vor speria și vor pleca. Știți cum face o maimuță? Uite așa, o mânuță pe cap. Da, ai dreptate, bravo! Păi știți cum face maimuța? O mână pe cap, o mână pe burtă. Cu mâna pe burtică ne trezim, cu mâna pe cap batem și până nu se mai aude nimic, spunem așa. Nu a funcționat! Animalele se îndreaptă tot spre noi! Avem multe animale, elefant, tigru, leu, urs, șoarece! Aoleu, mai tare puteți? Mai tare! Nu funcționează! Am eu o idee! Bubu? Te rog, ce-ar fi să facem fiecare separat ca un animal și împreună să formăm un animal fantastic? Ce bun eu idee! Eu aleg leul! Cum face leul? Iar eu mi-aleg leopardul! Cum face leopardul? Mie mai mult îmi place cum face șoricelul. Oare cu un șoricel am speria toate... toate animalele, cum face șoricelul? Poate reușim. Eu îmi aleg urangutanul. Știe cineva cum face urangutanul? Ia să aud. Eu îmi aleg ursul. Mor! Cred că așa face ursul. Așa face? Cum face ursul? Voi ce vă alegeți, prieteni? Gândiți-vă și voi la un animal și să creăm un animal fantastic. Haideți! Și să facem toți ca și animalul care ni l-am ales. Haideți! Cât mai tare! Gândiți-vă la un animal și haideți să facem! Și mai tare! Până nu se mai aude nimic! Atelot! Dați-mi voi să mă uit! Să vedem dacă... S-au speriat, s-au fugit! Bravo! Am fost niște animăluțe simpatice și fantastice și i-am speriat rău de tot. Și eu zic asta. Și atunci ce facem? Hai să sărbătorim! Nu! Păi știi cum sărbătorim? Mai punem încă doi galbeni în cufăr! Noi toți ar trebui să sărbătorim printr-o victorie, să facem gălăgie, să facem precum toate animalele. Nu-i așa? Cântăm, dansăm și ne distrăm. Haideți în picioare, prieteni! Facem precum toate animalele! Dragi copii, bine ați venit la spectacol! Bine ați venit astăzi la spectacol, toți copiii vor... să se întâlnească cu tigrul, cu leul. Să ne imaginăm, toți avem nevoie astăzi să strigăm. Să facem ca și leul. Să facem ca și leul. Chiț-chiț ca șoricelul. Chiț-chiț-chiț. Chiț-chiț ca șoricelul. Chiț-chiț-chiț. Să facem ca și leul. Să facem ca și leul. Chiț-chiț ca șoricelul. Șoricelul, chiț, chiț, chiț. Acum vreau să văd cum vă imaginați un urs uriaș lângă un leopard. Ursul face mor, iar leopardul roa. Haideți la spectacol, faceți uite așa. Să facem ca și ursul, mor. Să facem ca și
și ursul mo, mo, mo. Cip, cip ca păsărica, cip, cip, cip. Cip, cip ca păsărica, cip, cip, cip. Să vină leopardul, să vină leopardul. Cip, cip ca păsărica, cip, cip, cip. Cip, cip ca păsărica, cip, cip, cip. Voi știți că leul se aude de la 5 km depărtare? Urlă foarte tare, la fel ca și pantera, elefantul. Ia să te aud, tu poți mai tare? Să facem ca și leul. Să facem ca și leul. Me ca și oița, me, me, me. Me ca și oița, me, me, me. Să facem ca și leul. Să facem ca și leul. Me ca și oița, me, me, me. Me ca și oița, me, me, me. În junglă trăiesc, dar să ne imaginăm că tigru și leul sunt aici cu noi. Ei sunt fioroși și periculoși, pe toți să vă aud, cântați acum cu noi. Să facem ca și tigrul, să facem ca și tigrul. Chiți, chiți ca șoricelul, chiți, chiți, chiți. Chiți, chiți ca șoricelul, chiți, chiți, chiți. Să facem ca și tigrul, să facem ca și tigrul. Chiți, chiți ca șoricelul, chiți, chiți, chiți. Chiți, chiți ca șoricelul, chiți, chiți, chiți. Ce drăguți am fost! M-am distrat să fac precum leul. Aoleu, ce? Cum? Poftim? Aoleu, aoleu. Degețelele, dacă le încrucișăm, o să plece, știți voi. Dacă încrucișăm degețelele, turbii pleacă. Așa că... Ce le facem? Ce le facem? Bella, bella! Să știi că și mie îmi place să fac precum leul sau ursul. Bella, bella! Am auzit că aveți o comoară aici. Să știi că comoara e a mea, bella, bella! Eu sunt cel mai iscusit, cu minte și viteaz pirat din lume! Copii, vreți să vă continuați aventura cu mine? Cum adică nu? Vreți să faceți parte din echipa mea? Cum nu? Vreți să plecăm împreună mai departe? Cum nu? Nu! 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 Păi voi nu sunteți copii răi? Cum nu? Turbi, ai putea să-ți continui cu noi aventura. Dacă ai ști cum să te comporți, să cânți, să te distrezi, să fii așa vesel și strălucitor ca noi. Împreună să trecem peste toate, da. Vesel eu, strălucitor, bela, bela, exagerez. Știi foarte bine că mie îmi place doar zgomotul. Fetelor, am citit pe hartă că dacă îl cumințim pe Turbi, mai primim încă doi galbeni. Cumințim. Dar oare cum facem? Cum facem să-l cumințim pe Turbi? Încercăm noi! A, vă rog, vă rog, mergeți! Cine a zis că să... Ia! Ia! Nu vezi câtă lume te iubește? Și ce de prieteni ai în jur, fii mai bun. Stai un minut, uită-te-n jur. Hai, înțelege, fii un om mai bun. Zâmbește mai mult și nu, nu te întrista. În toți prieteni, regula noastră, atunci când zâmbești, lumea-i frumoasă. Vește și uită-te în jur. Hai, spune ce gândești. Când o să vrei să ne jucăm cu tine, sau când vei vrea să te ajutăm, vino la noi,
ezita. Suntem prieteni. Firam de dor, iubitor, zbur de cu dor. Spirit's ochii, dar și inima. Iubește-o floare, iubește-o stea. Vrei să ne spui de ce ești atât de trist mereu? Hai, vorbește cu noi. Vezi, pot să fii un copil minunat. Chiar aș vrea să mă crezi pe mine. Zâmbește mai mult și... Of, prieten drag, nu te întrista. Să fii mai bun, mai iubitor, mai fericit și încrezător. Zâmbește mereu, iubește și nu te întrista. Ce pot să-ți dau ca să nu pleci? Noi te iubim. Poate acum te vei schimba. Poți să încerca să crești voios, să mergi pe jos și să vorbești fără să ții. Înțelege, doar iubirea. Să fii un copil minunat. Chiar aș vrea să mă crezi pe mine. Zâmbește mai mult și... Of, prieten drag, nu te întrista. Să fii mai bun, mai iubitor, mai fericit și încrezător. Zâmbește. Iubește și nu te întrista. Nu te întrista. Elabela, gata, m-am hotărât. Vreau să mă luați în echipa voastră. Vreau să mă iubiți și pe mine, pe restul copiilor. Știți, eu nu știu să iubesc, să fiu cu minte, să ascult. Vreți să mă învățați și pe mine să fiu mai generos, mai iubitor și atât, să nu exagerăm. Turbi, bine? Trebuie doar să-ți deschizi inima. Așa. Și să ne spui ce te supără. Iar noi vom... Să mă ajutați? Da. Încearcă să dăruiești mai mult. Fără să crezi că toate ți se cuvin. Că toate sunt ale tale. Sigur. Și vei descoperi că ești iubit. Și iubești mai mult. Și faci parte din echipa noastră. Bine. O Turbi. Bine, hai să nu exagerăm. Și pentru asta... Cred că am mai primit 2 galbeni. L-am comințit? Ne-am împrietenit cu Turbi, clar, merită încă 2 galbeni. 2 galbeni? Noi toți merităm 2 galbeni. Să-mi iei galbenii? Nu doar ai tăi. Îi împărțim, Turbi, așa se face, nu-i așa? Când avem ceva, trebuie să împărțim. Am înțeles. Și-am pus galbenii. Ce bine îmi pare. Iar acum hai să te învățăm salutul. Nu mă învăța salutul vostru. Haideți, prieteni, toți să ne salutăm. 2, 3 și... Iubi! Bun, și acum... Hai să... Acum... Cel mai tare echipaj, eu zic să dansăm și să dans pilates, nu? Ce zici? De acord. Mă învăța și pe mine un dans? Le învățăm, da. Haideți, prieteni! În picioare, atențiune! Într-o țară neștiută, pe o insulă găsită, trăiau pira și fete și-ntruna ei dansau. Dansau ei din picioare, cântau în gura mare, râdeau, săreau pe punte, ce bine se distrau. Ce bine, ce bine, ce bine e la mare, să știe toată.
toată lumea ce bine ne distrăm. Atențiune, mânuțele în față, toți pirații. Deschide mâna dreaptă și pune-o pe o ureche, iar apoi cu stânga pe cealaltă ureche. Într-o țară neștiută, pe o insulă găsită, trăiau pirați și fete și într-una ei dansau. Dansau ei din picioare, cântau în gura mare, râdeau, săreau pe punte, ce bine se distrau. Citare! Ce bine, ce bine, ce bine e la mare, să știe toată lumea ce bine ne distrau. Atențiune, mânuțele în față, toți copiii! Încearcă mâna dreaptă să vină peste nas, apoi cu mâna stângă pe nasul celălalt. Într-o țară neștiută, pe o insulă găsită, trăiau pirați și fete și într-una ei dansau. Dansau ei din picioare, cântau în gura mare, râdeau, săreau pe punte, ce bine se distrau. Ce bine, ce bine, ce bine e la mare, să știe toată lumea ce bine ne distrau. Atențiune, mânuțele în față! Bravo! Ce bine, ce bine, ce bine e la mare, să știe toată lumea ce bine ne distrăm. Mânuțele-n față! O mână pe șold, iar cu cealaltă, direct pe vârful capului. Într-o țară neștiută, pe o insulă găsită, trăiau pirați și fete și într-una ei dansau. Dansau ei din picioare, cântau în gura mare, râdeau, săreau pe punte, ce bine se distrau. Ce bine, ce bine, ce bine e la mare, să știe toată lumea ce bine ne distrau. Atențiune, mânuțele în față. Sus piciorul drept, mâna pe nas și hai la dans! Într-o țară neștiută, pe o insulă găsită, trăiau pirați și fete și într-una ei dansau. Dansau ei din picioare, cântau în gura mare, râdeau, săreau pe punte, ce bine se distrau. Ce bine, ce bine, ce bine e la mare, să știe toată lumea ce bine ne distrau. Ce bine, ce bine, ce bine e la mare, să știe toată lumea ce bine ne distrăm. Iubi! Super dans! Suntem cel mai tare echipaj. Echipaj! Dar numai pentru că mă aveți pe mine în echipă. Și pentru asta, cred că mai merităm doi galbeni. Păi dacă am fost veseli, dacă am fost curajoși, nu merită toți pirații încă doi galbeni? Merităm? Merităm? N-am auzit, merităm? Da, clar! Merităm încă doi galbeni, pune turbi doi galbeni, așa? La Bela, deja am pus galbeni. Bun! Perfect! Aoleu! Aici e comoara! Urmează doar să numărăm galbenii, reușim oare? Haideți să-i numărăm împreună! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! 10 galbeni! Iubiii! Împreună am reușit și am umplut cufărul! Da, bineînțeles, am umplut cufărul și acum, bineînțeles, suntem cel mai tare echipaj! Haideți, prieteni! Și-am pornit! Ciu-ciua, 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 ua-ua, ciu-ciua, 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 ua-ua. Echipaj! Brațele întinse! Umnii strânși! Degetul-n vânt. Ciu-ciua, 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 ua-ua, ciu-ciua, 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 ua-ua, ciu-ciua, 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 ua-ua, ciu-ciua, 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 ua-ua. Atențiune! Să trăiți! 1, 2, 3 și... 1, 2, 3 și... 1, 2, 3 și... 1, 2, 3...
dinți, pumnii strânși, degetul în vânt, privirea în sus. Echipaj, brațele întinse, pumnii strânși, degetul în vânt, privirea în sus. Mers de pinguin. Echipaj, brațele întinse, pumnii strânși, degetul în vânt, privirea în sus. Mers de pinguin. Limba afară. Suntem chiar cel mai tare echipaj. Comoara e a noastră, visul meu s-a împlinit, sunt cea mai fericită. Am pornit împreună în aventură și uite că am dus-o până la bun sfârșit. Comoara există, noi toți ne-am distrat. Ia să văd eu cine s-a distrat în această aventură. Să ridice sus mâna. V-a plăcut? De Piratul Guan v-a plăcut? Da! Păsărica Cip-Cirip? Da! Fluturașul Flu-Flu? Da! Turbi? A, nu sunteți atât de hotărâți. Ei bine, și pentru că am fost și suntem victorioși, asta înseamnă că noi toți colorăm copilăria. Colorăm copilăria cu un cântecel. Haideți, prieteni, să ne distrăm, să cântăm și să ne veselim. Haideți, toți! Colorăm în roz bombon, construim castele ziua cu nuanțe de maron. Ridicăm mâna, bate din palme, vino cu mine, oh, lumea ta. Plimbă-te pe carusel, joacă-te cu un castel, totul este fermecat, nimic nu este trucat. Desenăm și semafoare și pe străzi noi topităm. Ne jucăm în intersecții, ce bine noi ne distrăm. Ridică mâna, bate din palme, vino cu mine, oh, lumea ta. Vino, vino la teatru, să facem un nou spectacol. Simte din nou veselia, când dansezi tu simți magia. Și încă o dată. Hey! Și încă o dată și mai de mai multe ori. Hey! Hey! Bravo! Hey! Cu creionul pe hârtie colorăm și elefanți, cu rochițe colorate, cu nasul plec și curați. Și acum toți copiii. Ridică mâna, bate din palme, vino cu mine, oh, lumea ta. E o lume fermecată, cu miros de ciocolată. Animale fac balet, haide și iau un bilet. Într-o lume de poveste, aplauze pentru păsărica Cip-Cirip, care este cea mai talentată și minunată păsărică pe care ați văzut-o vreodată. Și pentru cel mai minunat și suav și delicat fluturașul Flu-Flu, aplauze, vă rog. Pentru cel mai curajos, care ne-a dus în aventură și ne-a demonstrat că doar cu ajutorul lui putem să trecem peste toate, Piratul Guangă! Și cel care s-a cumințit și ne promite că de astăzi înainte va fi cel mai cuminte copil. Și să aveți încredere în asta. Și cel mai frumos, cel mai minunat, cel mai simpatic. Și cel mai deștept și cel mai cel. Mai. Dar nu pot să spun mai mult. Cel mai fulgerat. Cel mai fulgerat, Turbi! Cel mai strălucitor, Turbi, aplauze pentru Turbi. Și în ultimul rând, Elabela! Mulțumesc, prieteni, mulțumesc foarte frumos pentru că astăzi ați venit la spectacol.
Și pentru că a fost ziua voastră, dați-mi voie să vă spun la mulți ani din tot sufletul meu. Haideți, cântăm la mulți ani, ne bucurăm și împreună, ia să văd eu, să batem din palme, cântăm un la mulți ani, cine știe să cânte, să o facă, am văzut. Cântă și te joacă, azi de ziua ta. Să trăiești copile, este ziua ta. Hai să trăiești, mereu să crești și viața să îți fie cu multă bucurie. La mulți ani, la mulți ani, astăzi este ziua ta. Să trăiești la mulți ani, la mulți ani de ziua ta. Să crești mare fericit, la mulți ani de ziua ta. Să trăiești la mulți ani, astăzi este ziua ta. Ciocolată, prăjitură, tort cu frișcă, cântecele. Voie bună, voie bună, să trăiești azi la mulți ani. Multă veselie, este ziua ta. Mama și cu tata, sunt de ziua ta. Nașul și cu nașa, și ei au venit. La mulți ani, copile, să fii fericit. Azi e sărbătoare, este ziua ta. Să trăiești din suflet, azi e ziua ta. Cântă și te joacă, azi e ziua ta. Să trăiești, copile, este ziua ta. Hai să trăiești, mereu să crești și viața să îți fie cu multă bucurie. La mulți ani, la mulți ani, astăzi este ziua ta. Să trăiești la mulți ani, la mulți ani de ziua ta. Să crești mare fericit, la mulți ani de ziua ta. Să trăiești la mulți ani, astăzi este ziua ta. Ciocolată, prăjitură, tort cu frișcă, cântecele. Voie bună, voie bună, să trăiești azi la mulți ani. Multă veselie, este ziua ta. Mama și cu tata, sunt de ziua ta. Nașul și cu nașa, și ei au venit. La mulți ani, copile, să fii fericit. Haideți! Azi e sărbătoare, este ziua ta. Să trăiești din suflet, azi e ziua ta. Cântă și te joacă, azi e ziua ta. Să trăiești, copile, este ziua ta. La mulți ani, prieteni! Mulțumim foarte frumos pentru că astăzi am petrecut o oră împreună și împreună am fost toți pirați și ne-am bucurat de o aventură minunată. V-a plăcut spectacolul? Mulțumim foarte frumos! Roțile mari se învârtesc, învârtesc. Mulțumim foarte frumos!